Hei, salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vom face o prăjitură cu mere sau o tartă de mere, un tort de mere, nu știu exact cum se cheamă. Astăzi o încercăm și noi pentru prima dată. Se face dintr-un aluat de pandișpan cu mere și se dă la cuptor. Să vedem ce o să iasă. Haideți să începem! Vom separa albușurile de gălbenuș, unul câte unul. Am uitat să precizez. Vom face din 5 ouă, 150 și 150 de grame de zahăr. Vom face compoziția. Vom pune și esență de vanilie și o lingură, două de ulei. Așa, și mai avem încă un ouț. Da, deci aici avem albușurile și aici gălbenușurile. Vom începe să batem albușurile până vor crește și apoi vom pune zahărul, 150 de grame, cum am spus, și ulterior vom adăuga gălbenușurile, care la fel le vom bate și le vom adăuga bătute și un praf de sare punem la gălbenușuri. Și începem! Acum batem gălbenușurile. Am chemat și ajutorul.
Așa. Dacă putem pune împreună, e mai în lateral. Merele tăiate felii. Și vom amesteca. Am emoții că este pentru prima dată când fac rețeta aceasta. Am mâncat la o prietenă și am zis să fac și eu. De fapt, mi-a adus o prietenă prăjitura făcută, m-a servit cu prăjitură făcută de ea. Și acum am zis să fac și eu. Să nu mă las mai prejos. Să vedem ce iese, dacă va ieși. Ceva de genul. Mai punem și câteva de aici. Aici le-am tăiat pentru decor. Să le punem deasupra. Eu zic că arată destul de bine și cred că le-am amestecat destul de bine. Acum să pregătesc și tava. Am uns un vas Iena cu unt și acum vom pune compoziția în acest vas. Sper să fie suficient de bun, că nu am știut ce vas ar fi mai potrivit. M-am gândit că acesta este și cred că este potrivit pentru compoziția mea. Așa. Acum vom pune și
Merele o să încercăm să le punem într-un anumit fel. Să vedem dacă va ieși frumos. Da, dar știți ceva, dragi prieteni? Am uitat să pun cele două lingurițe de ulei. Sper să nu conteze foarte mult la rețeta mea. Încercăm și noi să vedem cum va ieși. Noi sperăm să iasă bună. Pentru că am pus suflet în ea și când pui suflet într-o mâncare, de foarte multe ori îți reușește acea mâncare. Și sper că și mie să-mi reușească această mâncare. Eu zic că arată foarte frumos până acum. Cam așa arată. Am pus-o în cuptor la 160 de grade și o vom lăsa în jur de 30 de minuțele. Revenim! Zic că arată destul de bine. Pare să crească frumos, mai trebuie să o lăsăm. Ia uitați, dragi prieteni, cum apare prăjiturica noastră. Eu zic că apare destul de bine, chiar foarte bine. Și a crescut foarte frumos. O probăm un picuț cu un bețișor și revenim. Am scos prăjiturica și acum voi presăra zahăr. Și cam așa arată prăjiturica noastră. Este un deliciu, cred. Nu știu, n-am încercat-o. Voi proba și vă voi spune în vlogul următor. Cam atât a fost vlogul de astăzi. Nu știu ce a ieșit. Eu sper că a ieșit o prăjiturică foarte bună și foarte gustoasă. Rețeta am luat-o așa în mare de la prietena mea. Mi-a spus că trebuie să pun cam 30 de grame de zahăr la un ou. Am adaptat-o și eu pentru vasul meu de Iena și cam asta a ieșit. Cam atât a fost vlogul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, clopoțel și like. Vă pupăm!